Pentru că Dumnezeu și astăzi vorbește. Asta a făcut Dumnezeu pentru mine în perioada aia. Când ți-e greu, când ai necazuri, apelează la Dumnezeu. Și Dumnezeu îți vorbește. Și fiind acolo la teologie, mi s-au terminat resursele, avusem ceva economii în primul an de studenție. Am fost trimis într-o localitate mică de lângă Bihor, într-o comună numită Haieu, unde un grup de romi au înființat o biserică la ei acasă, într-o cameră. Și m-am dus într-o vineri seară acolo la ei, ne-au trimis în misiune de la școală, mi se terminase toate resursele, nu mai aveam bani, nu știam ce voi face, cum mă voi descurca. Și zice fratele la rom, zice, ascultă-mă tinere, din biserica din care ai venit, știu cauza care o ai. Stai 3 zile înaintea mea și îți voi da răspuns. Și am stat și m-am gândit, de unde am venit? Eu am venit din Viena, de la numărul 1, acolo m-am botezat. Și am zis, bă, am venit, le-am zis la colegi. A, zice colegii, du-te, nu te lua tu după aia. Zice unul, și mie mi-a zis și nu s-a împlinit. Acum am zis, Doamne, și dacă nu-i de la tine, te rog să transform, să fie de la tine. Nu mai am bani, nu mai am posibilități. Și asta am zis-o cu toți colegii, am urmărit prorocia, cu 22 de colegi de la teologie. Și a fost sâmbătă dimineața, nu a fost prima zi. Duminica a doua zi, lunea a treia zi și nu s-a împlinit nimic, că prorocia a fost după 3 zile. Și marți dimineața, pastorul Bogdan Ioan, de la Biserica Tabor din Oradea, m-a chemat în birou și a zis, am aici o scrisoare de la Biserica Viena, numărul 1. Zice, uite, iau, am luat-o și acolo era o scrisoare de confirmare. Tiberiu Pop va primi un salar în fiecare lună, cât va fi la teologie. Pentru că Dumnezeu și astăzi vorbește. Asta a făcut Dumnezeu pentru mine în perioada aia. Când ți-e greu, când ai necazuri, apelează la Dumnezeu. Și Dumnezeu îți vorbește.